Guvernul a aprobat miercuri un proiect de hotărâre care modifică prevederile legislative aflate în vigoare referitoare la criteriile și cuantumul sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului Național de Protecție Socială Ban de Liceu. Măsura vine în sprijinul elevilor din Prahova, unde în anul școlar 2017-2018 doar 446 de liceeni au beneficiat de acest sprijin, față de 635 în 2016 sau 2781 în 2012. Dacă privim retrospectiv, situația din acest punct de vedere în județul Prahova s-a prezentat după cum urmează. În 2015 au beneficiat 1130 de elevi, în 2014 1631, în 2013 2104, iar în 2012 2781. Conform proiectului de hotărâre adoptat de executiv începând cu noul an școlar, fiecare beneficiar va primi lunar pe toată durata cursurilor în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute suma de 250 de lei față de 180 de lei cât primea până în prezent. Totodată, valoarea plafonului maxim de acordare a bursei crește de la 150 de lei la 500 de lei pe membru de familie, pentru a se corela astfel plafonul de acordare a sprijinului cu situația economică actuală. O veste foarte bună este aceea că prin indexarea cuantumului plafonului de accesare a programului la valoarea de 500 de lei inclusiv venit brut maxim per membru de familie, se estimează că numărul potențialilor beneficiari va crește semnificativ. Potrivit Ministerului Educației, în anul școlar 2017-2018, 33.057 de elevi au beneficiat de acest program.